jalapenos care este afumat și produs în metodologia Tabasco, și anume oțet, apă, sare, în Louisiana, în Avery Island. E atât de simplu. Hot stuff. Hot stuff. Bună ziua tuturor, în numele germen numărul Copă și la Palma Food. În anul 2014 suntem importatori exclusiv pentru România, pentru Tabasco, Red Pepper Sauce. După cum vă spuneam, o să facem un hamburger de rață cu inele de ceapă, cu sos de portocale, cu coniac și cu Tabasco Chipotle. Și la desert piesă grill cu cremă de brânză și cu piure de zmeură cu Tabasco Chipotle. În acest eveniment prezentăm pentru piața de Horeca, cum spuneam, pentru prima dată Tabasco Chipotle, care vă invit să vă și uitați la un scurt de tot film de prezentare despre ce înseamnă Tabasco Chipotle. Chipotle, după cum ați observat, jalapenos afumat în Mexic. Trăjim un pic banul, chifla de hamburger. Mulțumesc lui Alex pentru forma deosebită a cărnii. Și să fiu atât. Da. Asta mai aproape. A fost strategic. Am preferat să prezint un hamburger mai altfel. Nu este nimic complicat. Este o mixtură de carne, de pulpă, de rață, cu piept de rață. Dat prin diverse tocături de mărimi, de cuțit, de mașină de tocat. Și rezultă formă. Eu personal îmi place tot de sel, o aducă și vouă. Tabasco Chipotle este un produs afumat care este mai puțin picant decât sosul de tabasco normal. Asta ca o parte. A fost gândit exact pentru bucătăria Tex-Mex, ce se poate acum. Hamburger, steak-uri cu predilecție. Tocmai de-aia și am zis să fie în direcția asta. Nu stă la spate bine făcut pentru că este rat și nu are nevoie.
un pic de portocală. Coniac, dar nu se flambeze în un portocan acolo pe eu am dat. Vreo 4, un pic de smântână de gătit. Salata, am pus cipotle peste sosul făcut, salata, hamburgerul, vinelele de ceapă, închidem banul. Ce să luăm? O să pot să degust, avem variantele mini pentru degustare. M-am gândit. Aici sunt niște săluri aromate. Și niște felii de portocală grill. Cam asta este prezentarea. Mulțumesc frumos! Să vă mai povestesc un pic de Tabasco, de ce este atât de special. Tabasco, originea brand pepper sauce, este făcut numai din trei ingrediente și anume ardei, tabasco, exact așa se numesc, sare și oțet. Ce este foarte important, sarea provine, tabasco se produce în Ivory Island, de aceeași familie care se cheamă King McKilkenny, de peste 150 de ani. Întotdeauna în conducerea companiei este un membru al familiei. Și sarea se extrage din minele din această, aflate sub această proprietate. Am zis să pun și niște capete. Ceva. Bun, mergem mai departe. Totdeauna tabasco se face într-un singur loc. Nu există, toată lumea este livrată în același loc. Depozitele arată absolut fenomenal. Stați liniștiți, avem aproximativ 3 milioane de sticle de tabasco pe stoc. Nu o să rămânem niciodată fără. Mergem
către desert. Aici am o pudră de migdale. Piesica grill. Piesica grill a fost marinată în un sirop de zahăr cu ulei, oțet și tabasco chipotle. Crema de brânză este cream cheese cu cremă de brânză și din gama noastră Kimi Q pentru bucătăria rece. Și bineînțeles pireul de zmeură infuzat cu tabasco chipotle. Mulțumim încă o dată Microgreens pentru minunatele plântuțe. Aceasta este varianta mea de setul Tabasco. Șef, asta înseamnă că se dă liber la folosirea tabascului în rețetele din bucătărie? Da, pentru piața de Horeca, în primul rând. Vă invităm și vă provocăm pe toți profesioniștii să descoperiți noi rețete cu tabasco, cât mai inedite. E un preview un pic la ce o să se întâmple. O să avem tot felul de evenimente dedicate pentru aceste tipuri de produse. Să facem niște campanii care vă rugăm să participați în mai mare, să fiți cât mai creativi. Deci vom vedea tabasco.